iasă la pensie cu 8.000 de lei, iar pe noua lege, avem aici doamnele de față, noul quantum este de 4.800 de lei. Noi de joi vom demara proteste în Valea Jiului pentru acest lucru. De asemenea, am constatat că minele și termocentrala ni se închide, dar ni se prelungește vârsta pentru care trebuie să stăm în activitate cu 2 ani de zile. Păi unde să lucrăm, domnilor? Dacă ne spuneți dumneavoastră, noi vrem să lucrăm. Sau atunci scoateți-le de pe programul de închidere aceste exploatări miniere. De asemenea, aveți mărirea vârstei de pensionare tot prin lege la doamne, ajunge la 65 de ani. Noi avem doamne care încarcă cărbunele în vagoneți. Iar despre quantum vă spun că pe zona noastră, nu știu în rest, pe zona noastră toate pensiile sunt la jumătatea pensiilor aflate acum date în plată. Iar procedura, că noi am pus aseară întrebări, ok, ăsta e quantumul, da? Deci acum ar avea o pensie de 8.000, iasă omul cu o pensie de 4.800. Ce se va întâmpla? Pensiile date acum în plată vor fi ținute pe loc. Deci vor muri oamenii și nu vor mai beneficia de nicio mărire. Haideți să vedem puțin realitățile, să fim atenți, pentru că avem grupe de muncă, iar această pensie nu este în momentul de față conectată cu aceste grupe de muncă. Atâta timp cât sunt grupe de muncă, noi considerăm că aceste calcule trebuie făcute în conexiune directă cu locul de muncă. Atât am vrut să vă spun, vă mulțumesc. Noi, așa cum am spus, avem o legătură directă și cu domnul premier și cu doamna ministru. Noi de joi vom demara protestele în Valea Jiului, vom fi civilizați, însă cu siguranță vom ajunge și la București dacă lucrurile acestea nu se vor rezolva. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Intrăm pe amendamente, stimați colegi, le aveți în față cu toții. Îmi pare rău că nu vi l-am putut transmite mai repede, dar a fost un volum mare de pus de acord pe articole, trimiterile respective, s-au suprapus anumite propuneri, deci a fost mult de lucru aproape toată noaptea și toată ziua până când am reușit să vi le transmitem. Și vă propun să discutăm punctual număr curent 1-2, pe fiecare număr curent să dăm vot dacă mai avem timp să parcurgem tot ceea ce înseamnă 100 și, nu mai știu exact câte sunt, cred că sunt 103, 106 numere curent pe care trebuie să le discutăm, ceea ce mă duce cu gândul că nu o să reușim să intrăm și pe dezbateri. Număr curent 1. Observații. Da, domnule președinte, e o chestiune care aici e mai degrabă tehnică. E vorba de modificarea titlului de lege. Pentru că, așa cum spune și, mă rog, în zona de legislație, avem modificări ale sistemului public de pensii și alte prestații de asigurări sociale. Aceasta este denumirea corectă și completă, da, pentru... Am înțeles, vot pe număr curent 1, voturi pentru. Vă rog, secretare de la ambele comisii, să numărați și să-mi comunicați votul. Apreciem că sunt toți colegii în sală și nu facem și voturi pentru, dar dacă sunt abțineri, ca să câștigăm timp. Deci voturi pentru 3. Abțineri. Apreciez că celelalte voturi sunt pentru amendamentul picat. Număr curent 2, dacă se susține. Nu este aici, domnul Poterat. Poteraș, vot pe număr curent 2, voturi pentru. Amendamentul a picat. Număr curent 3. Domnule președinte, vă rog să solicitați și voturile de abținere. Mulțumesc. Da, scuze. Dacă au fost abțineri la număr curent 2. Și 2 abțineri. 3, 4. Oricum, amendamentul a picat. Vă rog să contabilizați și să mă atenționați cu numărul de voturi, că nu le pot urmări. Număr curent 3. Dacă susține cineva... Voturi pentru? Nu avem. Amendamentul a picat. Număr curent 4. Voturi pentru?
Suntem în procedură de vot. Număr curent 4, voturi pentru, vă rog. Și domnul Cosma. 12 și domnul Oprea și cine mai e în online? Și domnul Guran. Mai avem online doi colegi. Da. Trei colegi și Cristescu. Am rugămintea la toți colegii să se concentreze, să fie atenți și să votăm în cunoștință de cauză și foarte operativ, pentru că nu avem timp. Da. Voturi împotrivă. N-am terminat, domnul Păteraș. Mai bine stăteați în sală, că voturi împotrivă. Abțineri. Da, amendamentul a fost admis, număr curent 5. Da, domnul Păteraș, vă ascultăm acum, dacă doriți. Domnule președinte, voiam să spun că pe amendament o să votez respectul la cel pe care l-am depus. Eu și la toate celelalte prezent nu votez, pentru că n-am avut timp să le examinez în... Da, am înțeles, mulțumesc, număr curent 5. Da, domnul președinte, dacă se poate însă o susținerea amendamentului, vă rog, care a ajuns marginal 5. Aici propunem o modificare a indicatorului, deci calculul salarial pe câștig de salariu mediu brut, în loc de cel utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurării sociale, să fie cel din luna respectivă comunicat de INS. Acesta este valoarea reală din piață a salariului mediu brut în plată. Am înțeles, voturi pentru la număr curat 5. Patru voturi pentru, abțineri dacă sunt. Nu sunt, amendamentul a picat, număr curent 6. Da, voturi pentru la număr curent 6. 14 voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Cu 14 voturi pentru și 4 abțineri, amendamentul a trecut de la număr curent 6, număr curent 7. Voturi pentru, vă rog. Paisprezece voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Și 4 abțineri, amendamentul a trecut, număr curent 8, dacă se susține. Da, domnule președinte, foarte scurt, aici propunem o mare libertate pe care o acordăm pensionarilor, și anume că dacă au ajuns la vârsta de pensionare și continuă să muncească, să poată să aleagă dacă din salariul pe care îl primesc în relația de muncă de după pensionare doresc sau nu să mai contribuie să cotizeze cu acel 25% la legea bugetului de la asigurărilor sociale. Dacă nu, să poată să rămână cu un salariu net mai mare, evident, pentru lunile pe care le lucrează. Deci este o libertate suplimentară pe care o acordăm pensionarilor. Unii s-ar putea să meargă pentru un salariu mai mare, mai repede, alții să dorească să contribuie în continuare. Nu face nicio diferență, nu are un impact bugetar. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Voturi pentru amendamentul de la număr curent 8. 4. Și domnul Cosma. 5. 5 voturi pentru, voturi împotrivă. Amendamentul a picat, număr curent 9. Voturi pentru. Cinci voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, amendamentul a trecut de la număr curent 9, număr curent 10. Voturi pentru, vă rog. 15 voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Și 5 abțineri, amendamentul a trecut, număr curent 11, voturi pentru. Cinci voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri
Și 5 abțineri, amendamentul a trecut, număr curent 12, da. Dacă se susține, vă rog, domnul senator, domnul președinte. E o modificare tehnică, inspectorul general pentru imigrări să fie inclus. Da. Voturi pentru, vă rog. Chestie tehnică, bună. Voturi împotrivă? Abțineri? Amendamentul a picat, număr curent, noi, Inspectoratul General pentru Imigrare, doamnul senator, nu are nicio implicare în, și nu poate fi inclus în această categorie. Număr curent 13, dacă se susține, este al domnului senator Poteraș, voturi pentru. Domnul Poteraș, voturi împotrivă, e clar că și abținere acum. Cu un vot pentru și 5 abțineri, amendamentul de la număr curent 13 aplicat, număr curent 14, dacă se susține. Da, cred că suntem la 14. 14, da. Da, la lineatul 2, marginal 14, articolul 15 alin 2, acolo completăm formularea din conținutul legii cu sintagma de muncă, în condiții normale de muncă, nu doar la nivel, în condiții normale, la nivel general. Casa, doamna secretar general, domnul ministru? Ok, nu cu nimic. Susțineți, da? Da. Da, vă spun la vot amendamentul, voturi pentru? Amendament adoptat, număr curent 15. Voturi pentru la număr curent 15. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendamentul a picat, număr curent 16. Voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, amendamentul de la număr curent 16 a trecut. Număr curent 17, dacă se susține. Permiteți, domnul președinte? Vă rog. La articolul 19, după litera B, se adaugă o nouă literă, C, care va avea următorul cuprins, venituri de redevențe și concesiuni conform legii. Practic, suplimentează veniturile BASS, având în vedere faptul că în următoarea perioadă există probabilitate foarte mare ca să avem un deficit mare acolo. Ministerul Casa, puteți da un punct de vedere pe acest amendament? Nu susținem. Nu susținem. Pentru aceste venituri se rețin doar contribuțiile de sănătate. Nu și la microfon, că nu vă aud, doamna. Pentru aceste venituri se rețin doar contribuțiile de sănătate, nu și cele de pensii. Nu și cele. E prevedere legală, am înțeles. Da, voturi pentru număr curent 17. Voturi împotrivă, abțineri. Amendamentul a picat, număr curent 18, voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri. Cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, amendamentul de la număr curent 18 a trecut, număr curent 19, voturi pentru, vă rog. 15. Voturi împotrivă, abțineri. 15 voturi pentru și 5 abțineri, număr curent 19 a trecut, număr curent 20. Voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendamentul a picat de la număr curent 20, număr curent 21. Voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri. Cu 16 voturi pentru și 5 abțineri, amendamentul a trecut. Număr curent 22. Aici nu mai ajută, ne merge direct în vot. Da. Voturi pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pentru.
În online cine? Ura. Încă o dată. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și Guran, 9. Păi nu este. Online. Nu, no, păi ridicați mâna, că n-am dus. 9 voturi împotrivă. 10 cu domnul, scuze. Dar nu e domnul. Da. 10 voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Amendamentul a trecut. Număr... Domn președinte, am o precizare. Domnul Zamfir a ridicat mâna și la pentru și la abținere. Vă rog să... a ridicat mâna de exact de două ori. O dată la pentru și o dată la abținere și a fost numărat exact de două ori. Vă rog să fim mai atenți. Domnul, da, vă rog, eu am înțeles că... Secretarii, vă rog să fiți mai atenți la numărarea votului. Mai face că e limpede. Sunt la abțineri, da. Dacă vreți să mai votați o dată, n-am ce probleme. Eu sunt foarte hotărât, da. Domnul. Dumneavoastră nu știți pe ce lume sunteți. Admis. Mergem mai departe, număr curent 23. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendamentul a picat. Număr curent 24. Dacă se susține. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aici e o chestiune care are mai multe modificări la diferite alineate. Discutăm despre locurile de muncă în condiții speciale. Și propunerile noastre de modificare sunt în felul următor. La litera H adăugăm semantic mentenanță și asimilate. În felul acesta propunem menținerea formei adoptate prin legea 197 din 2021, prin care s-a intervenit în sprijinul categoriilor de salariați care au lucrat în condiții de temperaturi extreme, în spații puțin ventilate sau în medii cu puternice degajări de pulbere. Deci adăugarea elementelor mentenanță și asimilate pur și simplu menține drepturile de a fi pensionați în aceleași condiții cu legea care este în vigoare. Mă duc mai departe sau votăm pe fiecare linie? Nu, dacă îmi explicați ce înseamnă asimilate. Da, așa este trecut în legea 197-2021. Sunt cele care sunt în condiții asemănătoare de lucru cu cei din unitățile de producție. Casa, Ministerul, punct de vedere. Nu susținem acest amendament. Aici îmi permite să intervin. Și dacă mă scoateți afară, chemați jandarmii. Domnul, nu puteți interveni. Haideți că vreau să vă explic ce înseamnă asimilate. Dar nu aveți calitatea să interveniți procedura asta. Păi da, dar vreau să vă explic ce înseamnă asimilate. Nu mă puneți în postura să procedez altfel. Nu aveți nicio tangență. Chemați jandarmii să mă scoată afară, nu e nicio problemă. Deci asimilate înseamnă categorii de activitate din termocentrale care intră în zonele de condiții speciale de suprafață. Vă dau un exemplu. Electricienii și lăcătușii în termocentrală intră în zonele unde se lucrează, de exemplu, în zona de unde se produce efectiv curent electric, în zona de cazane. Acelea sunt categoriile asimilate. Scuze, dacă se poate să înțelegem de la Ministerul avizul negativ, doreați să tăiați o parte dintre cei care se pensionau în condițiile acestea de muncă? Sau, adică de ce ați modificat formularea din legea curentă? Și Comisia Europeană ne-a cerut să definim aceste asimilate și n-am putut să identificăm și am venit cu exemple de bună practică, în sensul că angajatorii din această zonă au venit cu asimilare în condiții speciale pentru persoane care desfășoară activitate ca secretar, ca și contabil, liftier, și alte activități de genul acesta. Bun, dar uitați, avem aici un invitat care spune că sunt și mecanici de lăcătuși. Îmi cer scuze, da. Ați terminat? Da. Da. Spuneți, domnul Pălărie. Mergem mai departe la litera K. Propunem eliminarea acestui tip de activitate, având în vedere că aici erau notate și propuse activitățile de exploatări forestiere, sortare și transport material lemnos. Tipul acesta de activitate se întâmplă fie în pădure, acolo unde există un aer curat, și prin comparație față de colegii care lucrează în termocentrale, au cu totul și cu totul alte condiții de lucru. Considerăm că nu ar trebui să existe această încadrare la condiții speciale de muncă pentru această categorie. Și de asemenea, la litera L, ne oprim pentru punct de vedere guvern, domnul președinte?
Păi dacă după aia deschidem o altă temă, haideți să luăm punct de vedere guvern pe litera K. Da, casă, ministerul. Număr curent 24, litera K. Ministerul Muncii susține varianta din proiect. În regulă. Da, nu, e adevărat, dar tocmai este un articol complicat care conține mai multe modificări pe alineate de lege. Îmi cer scuze tocmai de asta ca să fie mai limpede. Și nici n-am vrea să fie un punct de vedere al Ministerului la grămadă pe toate categoriile, că sunt familii ocupaționale distincte. Da. Litera L și cu asta închid. Acea activitate este prinsă în amendamentul de la număr 22, număr curent 22. Și a fost votat. Litera L adaugă pe lângă personalul care vizează siguranța circulației feroviare, așa cum este trecut în textul de proiect de lege, adaugă și categoria și aeriene. Aici discutăm despre cei care sunt responsabili de siguranța circulației aeriene, despre dirijorii de trafic aerian. Sunt persoane care au condiții speciale de muncă, chiar în forma textului de lege, în sensul în care trebuie să ai un număr de pauze după 50 de minute de activitate. E un regim reglementat. Mulțumesc. Casa, ministerul, dacă susțineți. Nu susținem. Da, vot vă rog pe număr curent 24. Voturi pentru. Păi, pe tot amendamentul discutăm acum. Da. Voturi pentru, vă rog. 5 voturi pentru, voturi împotrivă. 6 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendamentul a picat, număr curent 25. Dacă se susține. Da, domnule președinte. Scurt, vă rog. Da, scurt, că nu avem altă variantă. Personalul medical care lucrează în aceste domenii este expus la radiații ionizante în mod regulat, ceea ce poate crește riscul de dezvoltare a bolilor radiologice, cum ar fi cancerul. Astfel, acești profesioniști sunt expuși la riscuri specifice legate de sănătate în timpul exercitării muncilor. Deci ceea ce facem este să adăugăm medicii care lucrează în mediul iradiant la categoria de condiții speciale, ni se pare absolut normal, apropo de echitate. Da, ministerul, punct de vedere. Nu susținem. Da, vot pe număr curent 25. 5 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament de la număr curent 25 nu a fost votat. Număr curent 26. Grupul USR, dacă susțineți. Da, domnul președinte, acest amendament urmărește să elimine discriminările din cadrul lucrătorilor din industria siderurgică, pentru că toți lucrează la cald, așa cum lucrează cei care sunt la minor și cei care trefilor și extrudori sunt condiții similare, adică aceeași căldură, temperatură și gaze. Iar cei care lucrează în cadrul activităților de decapare cu acis sunt similare cu condițiile deosebit de toxice. Am înțeles, mulțumesc, ministerul, punct de vedere. Nu susținem acest amendament. Erau prevăzute în legea inițială aceste locuri de muncă? Sunt prevăzute în anexa 2-3, deja. De asta am și întrebat. Știam că sunt prevăzute acolo. Da, spun la vot amendament număr curent 26, voturi pentru, vă rog. 6 voturi pentru. Amendamentul a picat. Număr curent 27. Da, senatorul Iordache. Senatorul Iordache, am amendament. Este un amendament aproape identic cu cel pe care l-au depus colegii de la PSD și de la USR. Este vorba de activitățile operatorilor economici producători a energiei electrice pe bază de cărbune, inclusiv activitățile de construcții, mentenanță și asimilate, desfășurate de societăți în cadrul și pentru operatorii economici producători de energie electrică pe bază de cărbune. Consider că s-a omis în lege această prevedere,
întrucât sunt oameni din societăți ale acestor companii care lucrează în aceleași condiții, în același loc de muncă, numai că sunt încadrați la alte societăți. Deci mi se pare o nedreptate pe care nu cred că este cazul să o cuprindem în această lege și vă solicit să reglăm această omisiune în cadrul legii cu votul dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc în numele celor care lucrează în sistemul energetic pe bază de cărbune. Domnul președinte, dacă pot să intervin aici. Vă rog, domnul vicepreședinte. Suntem de acord cu articolul 28 modificare care a fost propus de domnul Iordache, dar nu știu de ce a fost lăsat afară unitățile de extracție a cărbunelui. Deci aș menține extracția cărbunelui. Nu este în afară, pentru că... Dar nu dacă, e specificat. Păi care lucrează pentru operatorii economici producători de energie electrică pe bază de cărbune. Adică extracția lucrează pentru ei. Este inclus aici. Este un operator economic, este inclusă aici, este discutată cu cei de la companii, da, cu siguranță sunt incluși. Dacă așa zice, nu știu. Ministerul vă rog punct de vedere. Da, nu susținem acest amendament. Domnule președinte, interveni și noi pe acest amendament înainte să-l votăm, vă rog. Ce nume? Aș vrea să intervenim pe... Dan, ca inițiator, după aceea, dacă doriți. Doresc să spun că am discutat cu colegul cu care am depus aceste amendamente și în acest context sunt cuprinse unitățile de extracție de cărbune și extracția cărbunelui și veți vedea, răspund colegului de la UDMR, în articolele următoare, toate aceste lucruri sunt rezolvate. Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul de la număr curent 27. Voturi pentru, vă rog. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și probabil și de mii o dată, nu? 14. Da, voturi împotrivă. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, amendament admis, numai curând 28. Vă mulțumesc. La articolul 28 se completează cu aliniatul 4, este asimilat... Da, domnul senator, am înțeles, susțineți amendamentul, l-am văzut, da, este în continuarea celui pe care tocmai l-am aprobat și este necesar ca să se înțeleagă și cuprinderea celor pe care i-am să beneficieze de aceste drepturi. Da. Număr curând 28, voturi pentru, vă rog. Tot 9, 10, 11, 12, 13, să știți că eu nu decât nu le ridicate. Dacă nu ridicați, nu mai știu să vă numeze. Da, amendament admis. Mergem mai departe. Număr curând 28, admis. 29, voturi pentru, vă rog. 12, voturi împotrivă. 12, abțineri. 5. Amendament admis, număr curent 30. Da, domnule președinte, foarte scurt. Aici există o chestiune de nevoie de intervenție pe tratament egal. Așa cum se discuta până la urmă, legea asta ar trebui să lase, să permită în egală măsură și pentru cei care doresc să contribuie suplimentar printr-o asigurare de... pentru un contract personal cu casa de pensii, avem două definiții diferite la articolul 33, aliniatul 1 și 2. Pur și simplu, noi mutăm același formulare și la articolul 1, și anume să fie legată de salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. E aceeași formulare, dacă vă uitați, da, de articolul 33. Mulțumesc. Da. Punct de vedere de la minister, vă rog. Nu susținem. Vot pe număr curent 30. Șapte voturi pentru, opt voturi pentru. Voturi împotrivă.
Abțineri. Abținere, vește. 10 vește. Da, amendamentul a fost respins. Da. Numărul curent 31. Voturi pentru, vă rog. Șapte voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Cu 5 abțineri, amendament admis, număr curent 31. Voturi pentru, vă rog. A, scuze, 32. Da. 32, vă rog, voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Cu 5 abțineri, amendamentul a trecut. Număr curent 33. Voturi pentru, vă rog. Ce voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 5. Și cu 5 abțineri, amendament de la număr curent 33 adoptat. Număr curent 34, voturi pentru, vă rog. 16 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Și 5 abțineri, amendament adoptat. Cât a fost? 34. Acum e 35. Număr curent 35. Voturi pentru, vă rog. 16 voturi. Voturi împotrivă. Abțineri. 16 voturi pentru și 5 abțineri, amendament admis. Număr curent 36. Dacă se susține. Da, se susține. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce ne dorim prin adăugarea celui alineat 2 la articolul 43 este să informăm anual pensionarii, precum în cazul pensiilor private, despre stagiul de cotizare, punctajul lunar și anual realizat. Considerăm că este necesar, benefic, să cunoască informațiile de bază privind și pensia din sistemul public, exact cum niște privați, până la urmă, au această obligație legală. Și aș fi curios să știu punctul de vedere al Ministerului, dar am și o întrebare cumva pe procedură. Și Ministerul și reprezentanții Ministerului și CNPP-ului au văzut amendamentele atât de târziu cât le-am văzut și noi sau le-au văzut dinainte? La modul sincer, ca să știm dacă aceste refuzuri neargumentate sunt doar fiindcă nu cunosc subiectul sau fiindcă... Amendamentele le-au văzut atunci când le-ați trimis, domnule. La 13 și 12 minute, cum le-a spus dumneavoastră pe comisie? Sau când le-ați trimis, am spus, dacă n-am fost clar. Vă rugăm atunci, respectuos, da, să argumentați fiecare refuz de la dumneavoastră. Da, număr curent 36, dacă aveți o poziție, ministerul. Această facilitate privind stagiul de cotizare este funcțională în momentul de față, deci nu considerăm că trebuie să mai specificăm în lege. Ea funcționează de foarte mult timp, astfel încât oricine poate să acceseze portalul Casei Naționale de Pensii Publice și să-și vadă acel stagiu de cotizare. Mulțumesc. Da. Voturi pentru, vă rog. 5 voturi pentru. Voturi. 6 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins. Număr curent 37. UDMR, vă rog, susține eliminarea alineatul 5 până la 8. Ministerul, punct de vedere. Nu susținem acest amendament. Vot, vă rog, pe număr curent 37. Voturi pentru. Amendamentul a fost respins. Număr curent 38. Ia domnului Poteraș, voturi pentru, vă rog.
Voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins de la număr curent 38, număr curent 39. Voturi pentru la număr curent 39. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendamentul a picat, număr curent 40. Este vorba de completarea tabelului cu stagiu de cotizare conform ce am aprobat înainte, la marginal 30 sau 27. Deci este completarea tabelului. Da, nu înțeleg părerea acum. Da, casa, dacă ministerul, dacă aveți... Nu susținem acest amendament. Le-am votat pe alea. Bine, casa n-a susținut, ministerul n-a susținut, cum nu susține nici acum. Voturi pentru, vă rog. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 12, 13. Da, voturi împotrivă, abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, amendamentul a fost adoptat, număr curent 41. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce facem aici, dar încă și la al marginal, și o să revin, este să restabilim condițiile, să restabilim beneficiile celor care au condiții deosebite de muncă cu ceea ce era în lege până acum. Și aici vrem o explicație tehnică de la Minister sau de la CNPP de ce s-au scos beneficiile care erau până acum în legea în vigoare. Noi le propunem înapoi pe cele mai favorabile, ca să nu introducem alte inechități, fiindcă acele calcule și acele tabele complete din legea în vigoare de la condițiile deosebite de muncă nu sunt inechități. Prin aceste modificări vom introduce noi inechități între oameni ieșiți în an diferiți la pensie. Da, ministerul, punct de vedere. Aceste beneficii nu au fost scoase, decât au fost diminuate. Ele rămân în continuare și în actul normativ pe care noi am propus. Am spus că propunem păstrarea beneficiilor cele mai favorabile, cele din lege aflată în vigoare, dar nu trebuie să ne contrazicem prin afirmații ce e sau nu, ce nu e în lege, ci de ce e în lege. Asta vrem noi să știm. De ce în propunerea legislativă, dumneavoastră, într-adevăr, pentru că se vede ce propuneți dumneavoastră și ce propunem noi, acele tabele comparative. De ce ați scos acele valori? Nu a răspuns la întrebare, ne-a spus doar că și mă bucur, măcar că s-a afirmat că se diminuează pensii. Dar n-am auzit afirmația cu diminuatul și dacă mai aveți o explicație, vă rog să o dați. Nu vorbeam de beneficii. Aceste beneficii au fost ajustate, nu au fost eliminate. E foarte clar în lege. Da. Voturi pentru număr curent 41, vă rog. Voturi împotrivă. Da, amendamentul a fost respins de la număr curent 41. Număr curent 42. Voturi pentru, vă rog. Pentru. 42. 2, 4, 6, 8, 9, 13. 14. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Și 6 abțineri. Amendamentul a trecut, număr curent 43.
propusele. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aici este vorba de un lucru similar, dar de data aceasta pentru condițiile speciale de muncă, nu deosebite de muncă. Și vă rog din nou să ne spuneți părerea dumneavoastră, dar precizați clar și onest. Ajustare este o ajustare în jos. Dumneavoastră a spus cuvântul diminuare, acesta este cuvântul corect. Asta faceți și la condițiile speciale de muncă. Da, eu vreau doar să precizez că așa este negocierea făcută. A fost o bătălie mare legată de grupele de muncă și de aceste facilități. Se dorea chiar eliminarea a tot ceea ce înseamnă locuri de muncă cu condiții deosebite sau speciale. Așa că cred că există un răspuns clar. O secundă, domnule președinte, a susținut că această lege este panaceul echității. A susținut pe atât de multe voci a apăsat. Este sau nu este? Sau introduceți noi în echități? Presupune altceva în materie, domnul senator. Discutăm de oameni care au ieșit la pensie în aceeași perioadă, cu salarii diferite, au lucrat în aceeași perioadă, cu salarii asemănătoare, în locuri de muncă asemănătoare, dar au ieșit la muncă în ani diferiți și cu pensii diferite. Acolo discutăm prima dată despre echitate. Număr curent 43, vot. Vă rog, voturi pentru. Câte? 9 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr 43, număr curent 44. Voturi pentru, număr curent 44. Voturi împotrivă, abțineri. Doamna secretar, amendament respins, număr curent 44, vă rog să vă concentrați, să fiți atenți toți. Numărul 45, curent marginal 45. Da, susțin eu, sunt inițiator. Este același amendament pe care l-au depus și colegii de la USR și cei de la PSD, care tocmai a fost citat. Este vorba de un stagiu de cotizare de 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art 28 aliniatul 1, litera B, care este și în lege, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani, așa cum astăzi este în lege, în legea 197, iar în legea actuală se propune 10 ani. Adică să rămânem pe aceleași prevederi din legea care este astăzi în vigoare și este un drept câștigat al oamenilor și, așa cum am mai vorbit, sunt condiții speciale. În continuare, iar pentru perioade mai mici de 25 de ani, vârsta standard de pensionare să fie redusă conform articolului 48 aliniatul 1. Domnul senator, știm, îl avem în față, am înțeles, îl susținem și noi. Voturi pentru, vă rog. 16. Amendament adoptat, număr curent 46. Domnul președinte, vă rog să-mi permiteți, chiar dacă nu fac parte din comisie. Vă mulțumesc atât. Vă rog. Vă mulțumim tuturor. Număr curent 46. Mulțumesc, domnule președinte. Aici am o întrebare simplă, fiindcă noi propunem din nou revenirea la condițiile legislative de până acum. Cum poate considera cineva că e în regulă să lucreze, să se lucreze timp de 22 de ani în zona întâi de radiație? Vă rog să ne dați, apropo de fundamentarea acestei politici publice, să ne dați argumentele pentru care ați propus prelungirea de la 15 ani la 22 de ani. Da, voturi pentru pe acest amendament. Haideți să nu ne batem joc chiar așa, să măcar să aflăm și noi câte un răspuns. Voturi pentru, număr curent 46. 6. Voturi împotrivă. 8 voturi pentru, voturi împotrivă. Împotrivă 12. Amendament respins. Număr curent 47. Propunere. Mulțumesc.
Mulțumesc, domnule președinte. Aici este vorba de reducerea vârstei de pensionare pentru părintele care îngrijește un copil și noi vorbim de mama care a născut un copil. Noi propunem adăugarea și a cazului de familie monoparentală și, apropo de fundamentarea propunerilor venite dinspre guvern, întrebăm totuși ce se întâmplă tehnic în aplicarea legii în cazurile de abandon, de exemplu, sau în cazurile în care un alt membru al familiei îngrijește acel copil vreme de 16 ani. Că dumneavoastră ați propus o formulă juridică, o formulare juridică extrem de îngustă. Suntem curioși pe ce v-ați bazat și de ce ați exclus alte cazuri reale de adulți care îngrijesc timp de 16 ani un copil. Da, ministerul, dacă aveți un punct de vedere. Nu susținem acest amendament. Da, voturi pentru număr curent 47. 8 voturi pentru. 9 voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Abțineri, suntem 16. Amendament respins, număr curent 48. Grupul de DPR susține, n-am făcut nimic decât am adăugat încă 6 luni de zile pentru acele mame care nasc copii femeile care au realizat stagiul complet de cotizare. Da. La număr. Nu, și la număr. A durat 6 luni pentru fiecare. Voturi pentru, la număr curent 48. Două. Voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 49, 49, tot grupul UDMR. Da. Aliniatul 3. Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la aliniatul 1 se aplică și în cazul persoanelor care au realizat cumulativ stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii cât și în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia. Da. Voturi pentru, la număr curent 49. 3 voturi pentru, 4 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Încă o dată, voturi pentru, da. Deci pentru. 6, 7, 8, 9, 10. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, am și eu amendamentul meu, tot la articolul 49. Vine rândul. Și numai când îmi vine rândul, bine, dar atunci eu îl votez. 10. La mii bine, nu vreau foarte asemenea. Nu-mi permiteți acum? Ar fi... Să fie împreună, măi. Mai ne întoarce. Eugen, să prezint și eu și să merg împreună. A fost adoptat odată. Păi n-a fost 49 încă adoptat. Doamna Munteanu, ați dorit să interveniți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am făcut un amendament la articolul 49, care spun... Da, tocmai pentru ca să susțin ceea ce a fost prezentat mai înainte, de aceea am cerut cuvântul domnului președinte. Sunt exceptate de la prevederile articolului 48 aliniatul 1, aliniatul 1 litera B, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții speciale de cel puțin 20 de ani. Vă anunțăm încă o dată, dar surpriza a fost foarte mare. A trecut cu unanimitate. Mulțumesc. Sunt bucuroasă. Atunci mulțumesc. Nu mă bruiați că nu mă intimidez. Deci n-am fost foarte atent legat de acest vot și vreau să reluăm votul la număr curent 49. Voturi pentru, vă rog. Voturi pentru. N-am spus că n-a fost vot. Hai să vedem votul încă o dată, că n-a fost. 8.
Procedură, domnule președinte. Deci procedură, vă rog frumos. Deci adineauri au votat colegii de la PNL pentru și vă rog să constatați votul respectiv. 10. Nu reluăm votul doar pentru că dumneavoastră nu puteți, nu sunteți de acord. Nu e vorba că nu sunt de acord, n-am fost foarte atent câte voturi au fost. Domnule președinte, haideți, dumneavoastră impuneți graba, au fost 10 voturi pentru. Nu, haideți să fim corecți, să mai fim și corecți, măcar un minut. Acum, nu dumneavoastră, vă rog frumos. Ați deci, vorbit repet, când ați numărat voturile și ați spus la microfon 10 voturi dacă pentru. Dacă așa vreți, eu vorbesc și mai tare și vă tai și microfonul. Dacă vreți să ne înțelegem, ne înțelegem omenește. Deci eu n-am fost atent la numărul de voturi. Nu spun că nu e bun sau e bun amendamentul. Câte voturi au fost, doamnă secretar? Am înțeles. 9 la ultima numărătoare. Deci, 10 la punct. Doamna secretar a numărat voturile și au fost 10 voturi pentru, vă rog să consultați și înregistrarea. Să mai fac. Ok. Este un repetați, vot. Bine, număr curent 49 admis, număr curent 50. Dacă nu se înțelege. Vă rog, n-am repetat niciun vot, domnul senator. Da? Stop. Da, deci avem 10 voturi 10 pentru, da? Voturi împotrivă. Abțineri. La număr curent 49, că tot aici suntem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La abțineri. Da. Număr curent 50. Da. Susținem. Număr curent 50. Susținem la articolul 69 aliniatul 1, litera B, se modifică și va următorul cuprins. B. Cu 10 ani în situația asigurațiile cu handicap accentuat, dacă au realizat în condiția de handicap, plus stajul de cotizare, contributiv, da, cu jumătate. Jumătate față de 2-3. Da. Ministerul, susțineți? Nu susținem acest amendament. Vot pentru număr curent 50. Voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri. 23. Amendament respins, număr curent 50. Număr curent 51. Susținem. Deci la Nu, nu sunteți. Este grupul USR. Dar ca să trec la USR, n-am o problemă. Scuzați. Da, domnule președinte, dacă se poate, o să discutăm dacă marginal 51, dar voiam doar să semnalizez că la marginal 47, acolo unde era vorba despre condițiile de pensionare pentru mamele care au avut în îngrijire copii, voiam doar să atrag atenția că au existat aici voci care își dădeau cu păr cărămida în piept zicând că rezolvăm prin echitate toate problemele, dar în cazul votului anterior, pentru tații văduvi care au pierdut soția și care își vor crește copilul în locul mamei, nu mai este aceeași echitate. V-ați lăudat că o să rezolvăm echitatea între femei și bărbați pe contributivitate și stagiu de cotizare. Dar în această privință n-am rezolvat problema echității. Dar revin la aliniatul 51. Vă rog, 51. Da, marginal 51. Aici eliminăm condiția existenței unui certificat de încadrare în grad de handicap cu valabilitate permanentă, deoarece ne-au fost atrase atenția, asta este o propunere venită din partea colegilor de la USR Dizabilități, că există situații în care certificate de valabilitate se eliberează și cu durată de câțiva ani, dar ele pot să fie consecutive, adică persoanele respective au suferit de dizabilitate o perioadă îndelungată. Ține minte că chiar aici era legea deficitară, pentru că uneori se solicita revenirea pentru un certificat de handicap, chiar și pentru tip de handicap permanent. Da, s-a înțeles, domnul senator, da. E clar și amendamentul. Ministerul, dacă susțineți? Nu, Ministerul Muncii nu susține propunerea de amendament. Această categorie este o pensie pentru limită de vârstă. Și dacă nu trecem că acest certificat are caracter permanent, va trebui să-i cerem mereu certificat de persoană cu handicap. Pare. Mulțumesc. Da, voturi pentru, vă rog. 6, 7. Voturi împotrivă. Abțineri. 18. Suntem 25. Amendament picat, număr curent 52. Domnul Poteraș, voturi pentru. Un vot, domnul Poteraș, dacă mai sunt și altele. Amendamentul a fost respins. Număr curent 53. Grupul USR, vot de eliminare. Voturi pentru.
6 voturi. Amendamentul a fost respins. Număr curent 54, domnul Poteraș, voturi pentru 1. Amendament respins. Număr curent 55, voturi pentru, vă rog. Pentru. Doamna Munteanu. Voturi împotrivă. Abțineri. 6. Cu 14 voturi pentru și 6 abțineri, amendamentul a fost adoptat. Număr curent 56, grupul UDMR, vă rog. Susținem. La anul 4, la articolul 67, am pus o modificare care sună în următorul fel. În cazul sistemului de pensii neintegrat, indemnizația acordată se va compensa lunar din bugetul de stat. Da, voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. 18 voturi pentru și 6 abțineri. Amendament admis. Număr curent 57. Susține UDMR. Modificări propuse. Grupul UDMR. Voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendament respins. Număr curent 57. Număr curent 58. Tot grupul UDMR. Vă rog. Susține. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendament respins. Număr curent 59, grupul USR. Vot, vă rog, nu vot, dacă doriți să susțineți. Foarte scurt, vă rog. Nu, vot pe număr curent 59. Vot pe număr curent 59. Păi, v-am așteptat, iertați-mă, dar n-avem timp deloc. Cine intervine? Dacă mai face Ana Plan. Vot pe număr curent 59. Scuze, scuze, domnule președinte, îmi cer scuze, avem alte foi. Foarte scurt, vreau să... mergem pe vot acum. Nu, vă rog frumos, dacă îmi permiteți cumva să explic despre ce e vorba, că e o chestiune extrem de importantă. Mai ales că e o chestiune care chiar ajută familiile extrem de vulnerabile. Și anume, față de prevederile din proiectul de lege, noi adăugăm aliniatul 4, care va permite, dacă intră în vigoare acest amendament, ca soțul supraviețuitor sau copiii să poată cumula pensia proprie cu pensia de urmași, cu toții știm că pensia de urmași e micșorată oricum la jumătate, după susținătorul decedat, dacă cuantumul pensiei proprii este mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. Deci discutăm acum, ca să fim foarte clari, da? Diferența între pensia minimă, 1215 lei, și salariul minim de 2000 de lei, noi discutăm ca în cazul acestor persoane care câștigă sub salariu, adică au o pensie sub salariu minim, să poată să cumuleze cu pensia de urmaș. Este o prevedere legală care funcționează și în alte state europene. Da, am înțeles, domnul senator, îl avem aici. Ministerul, dacă aveți un punct de vedere, dacă susține sau aveți argument. Vă rog, doamna secretar. Ministerul nu susține acest amendament în această formă, dar vreau să vă informez că în prezent copiii urmași pot cumula pensia de urmași cu orice alt venit. Și în prezent și în proiectul de lege. Dar pentru restricția vine doar pentru soțul sau soția supraviețuitoare. Aveți dreptate, așa este, dar noi propuneam să se poată cumula pensie, adică se poate întâmpla și în cazuri excepționale să avem o persoană la 100 de ani care are un copil pensionar. Deci chiar și în cazul pensionarilor a căror părinți au decedat și pot să aibă după soțul decedat o pensie de urmaș, să o poată cumula cu pensia proprie în condițiile în care pur și simplu câștigă prin pensia respectivă sub salariul minim brută în plată în țara noastră. De asta spuneam că există această prevedere. A, vot, vă rog, pe număr curent 59. Voturi pentru. 6. Voturi împotrivă. 7 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Amendament respins. Număr curent 60. Da. Grupul UDMR. Da. Susține UDMR. Da. Susțineți luna aprilie față de ianuarie. Da. Vot, vă rog, pe număr curent 60. Voturi pentru. Amendament respins, număr curent 61. Abțineri 6, da. Da, cu 6 abțineri și 2 voturi pentru. Număr curent 61. Voturi pentru, vă rog, dacă sunt. Voturi împotrivă. Abțineri. Toți. Amendament respins, număr curent 62. Doamna Munteanu.
Nu. Sunt în articolul 62. Sunteți inițiatoare la... La numărul curent 62, ministerul dacă susține vot, da? Intrăm în vot. Da. Ministerul dacă susține 62 număr curent? Nu susținem acest amendament. Vot pe număr curent 62, voturi pentru? 3, 4, 5, 6. Voturi împotrivă, abțineri? Rest. Amendament respins, număr curent 63. Voturi pentru? Pentru 1, 2, 3. 3. 3 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Erați inițiatoare la un, amendament și ați uitat să-l votați. Număr curent 64. S-a votat, dar da. Am văzut. Nu mai am microfonul deschis, scuze. 64, deci număr curent 64, voturi pentru nu avem, voturi împotrivă, vot de abținere, câte sunt? Da, amendament respins, număr curent 64, număr curent 65, voturi pentru număr curent 65. Aș vrea să explic puțin ce este la... Vă rog scur, doamna președinte Dragu. Articolul 84, la alineat 3 din acest articol. Propunem să aducem în formula de calcul creșterea nominală a câștigului salarial mediu brut realizat pe economie. Acest principiu a fost în 2010, între timp s-a modificat cu câștigul real. În acest fel... O parte din creșterea câștigului de competitivitate al economiei românești nu se distribuie și către pensionari. Mai mult decât atât, salariile, ele nu cresc automat, nu sunt indexate cu rata inflației, deci nu am putea spune că este o dublare a creșterii pensiilor. Da. Vă mulțumesc. Ministerul, dacă susțineți? Nu susținem. Vot pe număr curent 65, vă rog. Voturi pentru. Și mai este un amendament aici, în care... Stați că n-am terminat votul, dacă vreți să mai explicați, doamnă senator, că deja suntem în procedură. Voturi împotrivă, abțineri? Da. Mă rog, dacă ne convingeți acum, vă promit că reluăm votul. Este un al doilea amendament prin care solicităm modificarea ratei inflației care se ia în considerare la indexarea pensiei. Se spune în legislație că este rata inflației din anul anterior celui în care se decide, deci cu 2 ani în urmă. În 2024 avem rata din 2022. Propunerea noastră este să, ca în anii în care rata inflației este mare, este peste ținta BNR, sau este o rată a inflației care depășește prognoza, să se ia în considerare anul precedent. În acest fel, pensionarii au plătit prețurile foarte mari în 2022, dar noi le dăm cu un decalaj de 2 ani această indexare. Deci pentru situațiile speciale în care, repet, rata inflației depășește anumite cote. Da, am înțeles, dar nu avem încidere de an și nu avem toate datele ca să facă treaba asta. Nu avem impact, știu, dar nu avem nici la legea generală impact, așa că da, n-ar fi o problemă, pentru că nu putem avea impact, că e vorba de o prognoză acum. Păi, și aici, domn președinte, dați-mi voie să-i răspund doamnei Dragu. Nu putem să raportăm rata inflației la o prognoză. Prognoza e o prognoză. Nu o singură dată, prognoza de inflație a BNR-ului nu s-a confirmat. Ca atare, tu nu trebuie să te poți raporta la o prognoză, ci te raportezi la un indicator exact pe care l-ai. Tocmai asta a fost ideea. Specific amendamentul, spuneam acolo că putem lua datele cu o lună înainte, la 11 luni, sau prognoză. Luăm indicatorul care este în avantajul pensionarilor. Repet, pensionarii au plătit în 2022 prețuri mult mai mari, și abia în 2024 vine corecția aceasta, indexarea la inflație. Este incorrect. Legea
Da, este da, aici, doamna în senator. Condiții de așa este, da, vedeți, dar discutăm și să de acel 50% din salariul mediu brut. Deci, da, oricum a fost respins, am înțeles explicația dumneavoastră, număr curent 66, vă rog. Voturi pentru, vă rog. Da. Număr curent 66. Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 6 abțineri, amendament admis. Număr curent 66. Număr curent 67. Voturi pentru, vă rog. Voturi pentru, 6 abțineri, număr curent 68, grupul USR, dacă susțineți. Da, domnule președinte, la marginal 68 sunt mai multe alineate în cadrul articolului 85. Pe scurt, ceea ce facem este să raportăm cuantumul pensiei raportat la economia reală și, așa cum spuneam, nu la indicatorul utilizat pentru fundamentarea bugetului de stat, ci indicatorul dat de Institutul INSE din luna respectivă. Asta la alineatul 7 și 9. De asemenea, am mai adăugat un alineat 13, în care noi mai adăugăm un element extrem de important în opinia noastră, și anume că asiguratul poate opta pentru o cotă suplimentară de contribuție la un fond de pensie administrat privat, vorbim despre pilonul 2 aici, punctajul lunar stabilit urmând a fi diminuat suplimentar conform alineatului 12 din proiectul de lege. Așa cum spuneam, pentru USR credem că un element de sustenabilitate este libertatea contributorilor de a începe să-și sprijine viitorul la pensie cât mai mult pe pilonul 2 și eventual pilonul 3. Da. Asta este propunerea. Mulțumesc. Dacă ministerul are un punct de vedere pe aceste amendamente de la număr curent 68, nu susținem. Ministerul nu susține. Vot pe număr curent 68. 6 voturi pentru, voturi împotrivă, 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 17 abțineri, amendament respins, număr curent 69, domnul Poteraș, un vot pentru, amendament respins. Număr curent 70, grupul UDMR, dacă susțineți, susțineți, vot pe număr curent 70, voturi pentru, vă rog, două voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, amendament respins, număr curent 71, tot grupul UDMR. Da, UDMR susține această. Susțineți, voturi pentru, număr curent 71, două voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, amendament respins, număr curent 72, voturi pentru. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Mă rog, văd doar una, amendament. Sunt, dar nu se vede. Da. Amendament admis, număr curent 73. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 73, număr curent 74. Voturi pentru, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 75, voturi pentru, vă rog. 18 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 6. Aproape 6. Da. 76, număr curent, voturi pentru, vă rog. 18 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 6 voturi de abținere, amendament admis, număr curent 77, grupul USR, dacă susțineți. Da, domnule președinte. Da.
Aici chiar vă solicit mai multă atenție decât la restul. Cred că avem și timp să stăruim măcar câteva secunde asupra acestui amendament. Nu înțeleg cum în această propunere de lege a putut să se strecoare, să spunem așa, ca să nu bănuim de rele intenții, o prevedere care va obliga pensionarii nerezidenți români din alte state care ar beneficia de pensie din sistemul public de pensie să meargă în mod regulat la consulate, fie că sunt aproape, fie că sunt departe de ei, pentru a își reînnoi un certificat de viață. Da? Să meargă acolo să demonstreze că trăiesc și să semneze holograf în fața unui consul treaba asta. Ceea ce propunem este eliminarea mai multor alineate care impun această obligație și impunem noi obligația statului român de a asigura fluxul informațional prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a obține aceste informații. Poate ne spuneți cum azi se poate fără certificat de viață și cum se poate, cum s-ar putea ca o persoană de 80-90 de ani să meargă dintr-o parte în alta, sunt consulate uneori aflate la sute de kilometri, pentru a dovedi că trăiește. Da, vă rog, punct de vedere, ministerul și explicații, dacă vreți. Da, nu susținem acest amendament și în prezent se solicită acest certificat de viață o dată pe an. Datorită faptului că s-au constatat în practică, că aflam după câteva luni bune că o persoană a decedat și nu efectuam plățile, pentru acest fapt am venit cu solicitarea acestui certificat de două ori pe an și nu neapărat la un consul se poate semna acest certificat în fața unei autorități publice. Poate fi și notar și primărie. În străinătate, primărie românească și notar român la n-am care zis, poți merge. N-am zis de român, am zis la locul de domiciliu. Da. Dacă se mai poate o foarte scurtă intervenție, domnule președinte, cu tipul ăsta de mentalitate, dacă băncile din România ar trebui să ceară clienților să aducă certificate de viață la 6 luni, am înnebunit cu toții. Nu există această, în nicio altă privință nu există obligativitatea omului de a demonstra că e viu. Înțelegem ce spuneți dumneavoastră și aveți dreptate în sensul în care nu dorim să plătim niște pensii unor persoane decedate care poate au un certificat de deces într-o altă țară. Dar este problema statului român să-și integreze fluxurile de date în așa fel încât să afle de la celelalte state membre ce decese noi au avut pentru persoanele cu dublă cetățenie sau cu origine din România. Și atunci toate lucrurile astea se rezolvă. Sau, alternativ, dacă doreați, o amendă foarte mare în care să penalizați și să descurajați un comportament în care cineva continuă să încaseze după deces în mod necuvenit. Dar sub nicio formă, repet, ideea ca omul să-și demonstreze viața, că e în viață și să meargă pe drumuri pentru așa ceva, nu are nicio logică pentru secolul 21, da. Cu tot respectul. Mulțumesc, domnul senator, s-a înțeles amendamentul dumneavoastră. Vot pe amendament de la număr curent 77. Vot, vă rog. Voturi pentru. 6-7 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Vă spuneați, domnul președinte, nu pot să nu spun, s-a găsit economie la fondul de pensii. Fix aici. Poteraș pentru votul ăsta. Am înțeles, domnul Poteraș. Avem voturi pentru. Diferența este de abțineri. Amendament respins. Număr curent 76. Voturi pentru, vă rog. Nu, iertați-mă, era vorba de 78, nu de 76, grupul UDMR. Domnul Fer, dacă mai susțineți? Da, 78. Da, vă rog, 78, da. A. Susținem, am pus o modificare la aliniatul 2, articolul 100 și am introdus litera A, se comunică la litera A, se comunică sistemul public de pensii, sistemul propriu de pensii neintegrate. Mulțumesc, voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 16 voturi pentru și 6 abțineri, amendamentul admis la număr curent 78, număr curent 79, grupul USR, dacă susțineți. Da, domnule președinte, s-ar putea ca formularea de la liniatul 2 adăugat de către noi la articolul 104 să fie un pic complicată, dar nu avem cum să facem, sau n-am găsit o altă formulare mai potrivită. Pe scurt, acest amendament își propune să decupleze
în cazul pensiilor speciale, de la actualizarea cu rata indexării, cu rata inflației, a părții necontributive din pensia pe care o primesc. Există în sistemul de pensii speciale componente care țin de contributivitate și componente care au ținut de specificul special al acelei, legi. Tot ceea ce a fost dat în condiții speciale, așa cum știm, și iertați-mă, dar nu pot să găsesc un exemplu mai ușor decât ăsta cu Nicolae Ciucă, 18.000. În momentul în care domnul Nicolae Ciucă a avut perioade de contribuție, dar a avut și perioade de necontributivitate, în perioada de necontributivitate am pus aici, în cazul formulării, deci dumnealui are acea perioadă exceptată, da? Perioada în care militarii români nu puteau să contribuie în baza legii, nu avem cum să le imputăm lor. Dar cu excepția acestor situații în care nu puteau să contribuie, în măsura în care avem legi cu componentă contributivă și necontributivă, nu găsim corect ca acea componentă necontributivă, mai ales pentru pensii mari, că aici vorbim de pensii medii, 20.000 de lei, da? Ca acele pensii să fie indexate cu rata inflației. Deja valoarea pensiilor depășește cu mult o pensie normală și dacă tot ne lăudăm cu echitatea, haideți să rezolvăm această problemă și să decuplăm. Alminter, prin vot arătăm că susținem pensiile speciale. Mulțumesc, s-a înțeles, domnul senator. Ministerul, dacă susțineți acest amendament de la număr curent 79. Nu susținem propunerea de amendament, nu face obiectul legii privind sistemul public de pensii. Mulțumesc. Da. Vot, vă rog, pe număr curent 79. Voturi pentru? Zilele. Anunțăm. 6 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 80. Voturi pentru, vă rog. 18 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Și 6 abțineri, amendament admis, număr curent 81. UDMR susține această. Grupul UDMR susține, voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 82. Totul UDMR susține această. UDMR susține, voturi pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abțineri, amendament respins, număr curent 83, voturi pentru, vă rog. 18 voturi, voturi împotrivă, abțineri. 6 abțineri, amendament adoptat, număr curent 84, grupul USR, dacă susțineți. Da, domnule președinte, ajungem și la articolul 118 din lege, care legiferează cum anume funcționează conducerea CNPP. Și îi rog pe colegii de la pe domnul președinte să nu o ia personal acest amendament, dar dacă tot ne plângem că nu prea sunt bani la buget, haideți să facem un pic de economie și aici. Pe scurt, noi propunem o structură, în primul rând, o structură pe bază de meritocrație, în consecință numirea prin decizia primului ministru la propunerea Ministrului Muncii și a Solidarității Sociale să se facă pe baza unui concurs public și de planuri de management admis. Da, s-au trecut cu bine. Apoi propunem o diminuare a Consiliului de Administrație de la 19 membri, așa cum prevede propunerea de lege acum, la 9 membri. Am putea în felul acesta să economisim vreo 10 posturi. De asemenea, nu intru în detalii, că nu are sens. Sunt trecute aici inclusiv o propunere exact pe structura legii, dar sigur cu numere mult mai mici de reprezentanți, în așa fel încât, dacă tot pornim de la problema nu prea sunt bani pentru pensii, haideți să facem un pic de economie aici. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Avem un punct de vedere. Domn președinte Baciu. Evident că nu pot să mă pronunț pe acest... Nu puteți acum, am înțeles. Apreciez, domnule președinte. Da. Voturi pentru, vă rog. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins de la număr curent 84, număr curent 85, voturi pentru, vă rog. 17 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Cu 7 abțineri, amendament adoptat, număr curent 86, grupul USR, dacă susțineți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce propunem noi aici este că începând cu anul 2025, cota de contribuție la pilonul 2 să reînceapă să crească cu 0,5 puncte procentuale pe an,
începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, până la atingerea pragului de 6%, pentru a relua ritmul de creștere al contribuțiilor preconizat inițial la fondul de pensie administrat privat. Și vedem ce se propune în aceste zile, mai pe surse, mai în lege. Dacă unii sapă la temelia pilonului 2 de pensie, noi ne dorim ținerea angajamentului inițial și creșterea contribuțiilor anual până la cel 6%, astfel încât măcar o parte contributivă din pensia oamenilor să fie într-un alt sistem. Da, Casa, Ministerul, dacă susțineți. Ministerul Muncii nu susține propunerea de amendament, da, întrucât obiectul de reglementare nu vizează sistemul public de pensii. Știm că fondurile de pensii administrate privat sunt reglementate de legea 411, contribuțiile, cotele de contribuții și baza de calcul sunt reglementate în acest act normativ. Iar începând cu ianuarie 2024, contribuția este de 4,75. Mulțumesc. Da, ca să nu se mai spună că vrem să omorâm noi pilonul 2 de pensii. Vă rog, vot pe număr curent 86. Voturi pentru. Ne-a salvat domnul Poteraș. 6, 7 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Ce ne-am face fără domnul Poteraș? Număr curent 87. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri. Amendament adoptat, număr curent 88, grupul USR, dacă susțineți. Da, mulțumesc, domnule președinte. Modificăm articolul 133, modificând aliniatul 6 și apoi mai jos, asemănător, aliniatul 10. Avem o problemă cu faptul că atunci când trebuie să pensionarii sau cei care urmează să fie pensionari trebuie să facă dovada stagiilor de cotizație, se întâmplă să aibă angajatori care nu mai există, care fie au fost lichidați, au expirat sau nu mai răspund uneori la solicitările persoanelor de a elibera astfel de adeverințe. Motiv pentru care am adăugat sintagma ca pe lângă modelul prevăzut în anexa 9 în original, să fie trecut în mod explicit sau a oricărui alt format care să cuprindă informațiile necesare stabilirii pensiei, câtă vreme componentele din anexă sunt prezente pe un alt material. Găsim că e absolut stupid să-i cerem persoanei care își depune dosarul de pensie să aibă conform acestei legi exact anexa respectivă. Să ne imaginăm că există, repet, nenumărate angajatori care nu mai există, deci nu vor putea să completeze această anexă nouă solicitată. Și atunci am propus pentru binele multor oameni care de multe ori sfârșesc prin a fi pe drumuri și a încerca să găsească niște documente care nu mai există, să votăm actualul amendament. Vă mulțumesc! Da. Punct de vedere, dacă avem de la minister sau de la casă, cine dorește, doamna director Juganaru, vă rog. Ministerul Muncii nu susține propunerea de amendament, întrucât modelul de document cu care se dovedească stagiul de cotizare și venit nu are legătură că angajatorul există sau nu există. Acest oricare alt format, cine îl eliberează? Cel care a preluat arhiva în cazul angajatorului. Pot să lămuresc, doamna. Pot să lămuresc întrebarea dumneavoastră. Există situații, iertați-mă, există situații când au fost eliberate pe parcursul vieții astfel de adeverințe de contribuție. Da? Deci este posibil ca oameni să fie în posesia unor adeverințe, dar care nu știau că în viitor, în anul de grație 2023, se va schimba anexa. Și atunci, în consecință, n-aveau cum să le ceară la acea dată informații. Încă o dată, textul propune aceleași informații, deci e vorba de toate componentele pe care dumneavoastră la Casa Națională de Pensii le solicitați sau de care aveți nevoie. Atunci propunerea iarăși nu și-are rost, întrucât casele de pensii valorifică acele documente dacă sunt eliberate cu mult timp înainte și reflectă toate elementele care se iau în considerare la stabilirea unei pensii. Da. Vot, vă rog, pe acest număr curent, cât este 88. Voturi pentru, vă rog. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 8 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, 16 abțineri, amendament respins. Număr curent 89, voturi pentru, vă rog. 7
17 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 6 abțineri. Amendament adoptat, număr curent 89, număr curent 90, UDMR, dacă susțineți. A făcut o schimbare, în loc de 25%, să se utilizeze 100%. Optimist 100%, ministerul susțineți? Nu susținem. Nu susțineți, vot pe număr curent 90, voturi pentru, două voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 21 de abțineri, amendament respins, număr curent 91 voturi pentru, 17 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 6 abțineri, amendament adoptat, număr curent 92. Da, domnule președinte, mulțumesc. Exact aceeași propunere la alineatul 2 de la articolul 139, adăugarea acestei sictame sau a oricărui alt format care să cuprindă informațiile necesare stabilirii pensiei. Repet, Ministerul Casa, dacă susțineți? Nu susținem, răspunsul a fost dat anterior. Mulțumesc. Voturi pentru, număr curent 92. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, 8 voturi pentru. Da, scuze, și unde mereu un vot. Voturi împotrivă, abțineri. Restul. 15 abțineri, amendament respins la număr curent 92, număr curent 93, tot grupul USR. Mulțumesc, domnule președinte. Aici introducem un mecanism prin care... scuzați, am sărit la 94 deja. Da, la 93 este simplu, chiar dacă unele lucruri au fost preluate din vechile legi, a fost preluat și cuvântul ștampilă, obligația existenței ștampilei și semnăturii olografe pe a conducătorului entității pe niște acte necesare. Conform legii 169 din 2019, nu mai este obligatorie folosirea ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitățile fără personalitate juridică, dar nici de persoanele juridice de drept public. Vă rog măcar această corectură simbolică să o facem și să nu punem într-o lege din 2023 cuvântul ștampilă și cuvântul obligatoriu. Da, punct de vedere, Casa, Ministerul. Dar nu susținem acest amendament. În practică s-a dovedit că de multe ori au venit cu adeverințe false și acesta este un element de siguranță. Și acum, prin ordonanța 70/2023, s-a reintrodus obligativitatea ștampilei pe adeverință. Da. Voturi pentru număr curent 93, vă rog. 9, 10, 11, 12. Și dacă se duce cu o ștampilă, da. Voturi împotrivă. Abțineri. Abțineri, hai să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Amendamentul respins, număr curent 94. Mulțumesc, domnule președinte, dar fac înainte o considerație. Da? Vorbim aici de recalculare și implicit de digitalizare și alții vorbesc de necesitatea și gradul de siguranță a ștampilei în 2023. Nu știu dacă trăim în aceeași lume a aceluiași secol. La marginal 94 propunem un lucru simplu. Dumneavoastră vă asumați prin această inițiativă legislativă, prin alineatul 2 de la articolul 154, că în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile se recalculează din oficiu conform noilor formule. Este un amendament pe care, în mod similar, USR l-a adus la o altă minciună mult promovată de actuala coaliție, că vor finanța educația cu un anumit procent din bugetul consolidat de stat. Și acolo am găsit acest mecanism, l-a reprodus aici. Dacă această promisiune pe care o faceți oamenilor că în 6 luni de la intrarea în vigoare se vor recalcula toate pensiile, nu se întâmplă acest lucru, să își piardă de drept mandatul ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Dacă jucați această promisiune față de oameni în an electoral cu onestitate și fără niciun fel de ascunziș, atunci asumați-vă că de drept își pierde ministrul Muncii mandatul dacă are contraperformanța de a nu recalcula pensiile așa cum scrie în lege. Da,
Mulțumesc. Voturi pentru număr curent 94. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Amendament respins, număr curent 95, tot grupul USR, vă rog. Vot. Nu prea am vot. Vot pe număr curent 95, voturi pentru. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 18 abțineri, amendament respins, număr curent 96, vot, vă rog. Suntem mai susțin. Da. Bănuiam. Număr curent 96, voturi pentru, vă rog. 6, deci 7. Nu. Dacă depinde pe ce vrei. 18 voturi sau 19? 18 sau 19? 19. Da, 19 voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. 6 abțineri, amendament adoptat, număr curent 96, număr curent 97, grupul USR. Scurt, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Aici este vorba despre partea necontributivă a pensiilor speciale. Ceea ce propunem noi este plafonarea acestei părți necontributive la valoarea indemnizației sociale pentru pensionari. Iar dacă nu există parte contributivă și există doar parte necontributivă, acel plafon să fie la nivelul salariului mediu brut, utilizarea fundamentală a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Vă amintesc că astăzi când vorbim, e în vigoare articolul 210 din Codul Administrativ, care prevede indemnizații pentru limită de vârstă și inclusiv pentru aleșii locali, pe lângă toate categoriile de pensii speciale pe care le cunoaștem. Dacă nu v-ați atins în mod precis și urgent de ele cu altă ocazie, măcar acum vă propunem să le plafonăm, fiindcă știm că în fiecare an cresc, da, și de la 1,07% din PIB vor ajunge la 2% din PIB în 2027. Acolo ar fi bani pentru pensionarii obișnuiți din România. Mulțumesc, domnul senator. Ministerul, Casa, susțineți? Ministerul Muncii nu susține amendamentul pentru că nu face obiectul proiectului de lege supus analizei. Vot pe număr curent 97. Voturi pentru? 6 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri? 19 abțineri, amendament respins, număr curent 98, vot, vă rog, voturi pentru? 19 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri? 6 abțineri, amendament adoptat, număr curent 98, număr curent 99, grupul UDMR susține. Susțineți, vot pe număr curent 99, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 23 de abțineri, amendament respins, număr curent 100. Domnul Bob. Da, domn președinte, dacă tot vorbim despre predictibilitate, care este tot timpul invocată în cazul pensiilor speciale, vreau să invoc și aici, în situația asta, predictibilitatea și cumva răspunderea pe acest proiect și ca atare, prin acest amendament, susțin să nu mai poată fi modificat prin ordonanță de guvern, pentru că este o lege care nu poate fi modificată prin ordonanță de guvern. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Voturi, vot pentru număr curent 100. Voturi pentru, vă rog. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, amendament respins cu 18 abțineri, număr curent 101. Domnul senator Darău, vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un amendament în aceeași linie a previzibilității și sustenabilității. Ceea ce vrem să evităm, așa cum se voia și la amendamentul anterior, OUG-urile, vrem să evităm schimbări, inclusiv derogări în defavoarea pensionarilor de la această lege promisiune cu care veniți, mai ales pentru an electoral, în cursul anului fiscal. Deci ceea ce propunem noi, tot printr-o similaritate cu legile educației și știți ce era prevăzut acolo, ca orice modificare sau completare a prezentei legi să intre în vigoare începând cu anul bugetar următor celui în care a fost adoptată prin lege, cu excepția stării de alertă, urgență sau asediu. Și foarte precis mă refer aici, apropo și de amendamentul cu sancțiunea împotriva ministrului, la recalculare.
aveți obligația și promiteți românilor astăzi că în 6 luni de la intrarea în vigoare a legii recalculați toate pensiile după noua formulă. Ne dorim să nu puteți deroga de la această promisiune în an electoral pentru calendele grecești, cum ați mai făcut-o și în 2019. Da, mulțumesc. Vot pe număr curent 101. Voturi pentru. 7 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 18 abțineri, amendament respins, număr curent 101, număr curent 102. Voturi pentru, vă rog. Pentru. 14 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri și 6 abțineri, amendament admis 102, 103, număr curent, voturi pentru, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Nu ești atent deloc. 6, 7, 8. Atât văd. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da. Amendamentul a respins cu 14 abțineri. Număr curent 104, grupul USR, dacă susțineți. Da, domnule președinte. La articolul 168 după alineatul 2 se adaugă două alineate noi, 3 și 4. Ce fac aceste alineate? Elimină pensiile speciale. Cum spunea un distins senator, fac echitate. Aveți încă o dată ocazia să votați pentru eliminarea pensiilor speciale și să facem dreptate pentru pensionari. Da, vă referați la pensiile de serviciu, da? Da, ministerul, dacă susțineți. Nu, susținem, sediul materiei nu este aici. Nu este azi. Domnul președinte, dacă... Da, înțeleg că nu face obiectul, dar cu principiul sunteți de acord? Da, discutăm doar de... Domnul președinte, pentru corectiune, vă rog. Vă rog, doamna. Aș vrea să corectez o eroare. Domnul, au scris aici abrogarea pensiilor de serviciu, nu pensiile speciale, da? O mențiune, mulțumesc. Da, mă rog... La intervenție s-a spus altceva, nu asta e problema. Voturi pentru, număr curent 104. Voturi pentru. 9 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 16 abțineri, amendament respins de la 104, număr curent. Număr curent 105. Grupul UDMR, dacă susține... Eu de-a susține, am introdus dansatori lângă balerini și solist balet. Da. Ministerul susține dansul? Susținem dansul, nu susținem acest amendament. Nu susțineți amendament, am înțeles. Voturi pentru, număr curent 105. 2 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 23 de abținere, amendament respins, 105, număr curent. 106, număr curent, tot grupul UDMR. UDMR susține, vot pentru număr curent 106. Voturi pentru, 2 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Domnul președinte, scurt pe procedură, aș dori. Amendament respins. Domnule președinte, se poate pe procedură scurt? Mai un pic, că mai avem niște amendamente. Senator. Păi și nu le-am discutat pe asta? Nu le-am discutat, nu. Au fost depuse și nu le-am prins în amendamente. Chiar pe ultimii mai domnul Chirteș au fost regăsite în amendamente. Nu sunt de la minister. Și pe acestea le-au văzut de dimineață domnii de la minister și doamna de la CNPP? Cum le-au văzut și pe ale dumneavoastră, le vor vedea și pe ale noastre. Da. Avem încă 3 amendamente.
Unul din ele modifică articolul 49. Inițiator, doamna Muntean, spuneți-ne pe scurt despre ce este vorba. Este vorba de articolul 88, domnule președinte, și doresc să-mi cer scuze tuturor pentru că am avut din păcate, o problemă de agitație cu tensiunea și de aceea am umblat și n-am fost atentă. Îmi cer scuze, domnule președinte. Știți că în comisii sunt atentă și sunt de fiecare dată. Deci a nicio problemă, doamnă. A fost o problemă. Haideți pe amendament. Da, eu acum vreau doar să susțin. La 49, da? Nu, 88. Deci articolul 49 discutăm. De articolul 49. Deci, articolul 49 aliniat 1 litera A se modifică și va avea următorul conținut. Sunt exceptate de la prevederile articolului 48 aliniat 1 litera B persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții speciale de cel puțin 20 de ani în locurile de la articolul 28 aliniat 1 litera A sau 15 ani în locurile de muncă prevăzute la articolul 28 aliniat 1 litera A, în cazul în care activitatea minieră încetează sau a încetat ca urmare a obligațiilor pe care și le asumă sau și le-a asumat statul român în negocierile cu Comisia Europeană, pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este 20 de ani. Forma propusă, stimați colegi, creează din lege, creează discriminare pentru persoanele care au desfășurat activitate în aceleași condiții de muncă și pentru care vârsta standard de pensionare a fost redusă. Doamna senator, mă iertați un pic, vă rog frumos. Da. Exact același text a fost la marginal 43 și a fost votat. Exact la fel. Același text. Același text a fost votat. Da. Mulțumesc. Mi-am făcut datoria și mulțumesc pentru înțelegere. Dacă a fost votat, e foarte bine. Și nu știu dacă mă lasă la 88. Și celelalte două amendamente, doamna senator, sunt deja introduse. Sunt, au trecut și au fost votate. Da. De aceea nu le mai susțin. Au fost cu colegul meu, Ion Iordache. Mulțumesc. Da, stimați colegi, mai avem doar două lucruri, e o eroare pe text, de fapt, Ministerul Casa ne spune că la anexa, ce anexă este 14, la aliniatul 6, contractul de asigurare socială poate fi denunțat unilateral oricând inițiativa asiguratului și produce efecte de la data înregistrării la Casa Teritorială a solicitării rezilierii denunțării unilaterale. Deci se renunță la cuvântul reziliere când vorbești că e un, cumva un pleonasm, reziliere și denunțare. Deci vă rog să fiți cu acest amendament, să se scoată cuvântul reziliere, să rămână doar denunțarea unilaterală, da? Vă supun la vot amendamentul, voturi pentru, vă rog. Ce proiectul penalare să descrie acolo? 19 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. 6 abțineri, amendamentul a fost 7, 8. Procedură, domnule președinte. Trebuie să nu spus că amendamentul a fost 43. Admis și mai avem o singură chestiune și vă rog să fiți de acord. A fost acord. Votat, nu pot trecut. Se introduce staciu. Ce anume? La anexa 15 se introduce contributiv. Contributiv. Deci stagiu contributiv. Doar că a fost discutat același text, a fost discutat într-un amendament. Da, mai avem o mică completare la anexa numărul 15, estimați colegi, și am să vă spun despre ce este vorba. Domnul președinte, iertați-mă că vă întreb dacă trecem la anexe, doar puțin. Referitor la marginalul 103, votul a fost 10, pentru că n-am văzut cum a votat domnul ministru și am calculat cu domnul ministru atunci, am calculat 11 voturi și a spus 10 pentru și 11 abțineri și cred că au fost 11 pentru și 9 abțineri. Îmi pare rău, nu mai putem reconstitui, nu mai știu exact cum a fost votul, păi și da, s-a votat atunci. Asta am numărat, că am numărat aici 10. Deci, voturi și deci m-ați întrerupt, vorbeam de anexa numărul 15, la aliniatul 6 clauze,
6 indice 1, stagiul de cotizare contributiv se constituie din sumarea lunilor pentru care s-a datorat și s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Deci discutăm aici, era inițial stagiul contributiv și discutăm de cotizare contributiv. Deci introducem doar cuvântul cotizare. Vă rog să votăm și acest amendament. Voturi pentru, vă rog. ...15 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 6 abțineri. Vă rog, domnule președinte, amendamentul a fost adoptat. Pe procedură înainte de raport, se poate? Vă rog, domnul senator Zarău. Domnule președinte, eu vreau foarte scurt, în 20 secunde, să concluzionez ce s-a întâmplat azi. Din păcate, la fel s-a întâmplat și pe pensiile speciale. Ceea ce faceți dumneavoastră în mod asumat este o dictatură parlamentară, aș îndrăzni să spun chiar o dictatură guvernamentală, fiindcă nici parlamentul nu mai contează foarte mult. Este rușinos acest mod de a legifera. Ați văzut și dumneavoastră cum vă împleticiți uneori neștiind ce votați. Am văzut ce prestație simplistă. Ce votăm. Dar poate și, dumneavoastră nu analiză a venit domnul senator, să faceți afirmații la adresa voastră că nu știm ce votăm. Dacă dumneavoastră am înțeles. Este ca pe vremuri, domnule președinte, pentru că puteți, da? Se va opri și cu acest pentru că puteți, fiindcă astăzi ați trecut prin dictatură parlamentară, marea minciună. Fiindcă doar astfel o puteți trece. Haideți, domn președinte, la vot, vă rog frumos. Da, stimați colegi. Să ne încadrăm un program. Chițăia la păhol, nu aici. Am parcurs toate. Ne vedem și la plen. Și să știți că, domnul, da, marea minciună e întreținută de bufoni. Eu înțeleg că respectul reciproc ține de o anumită atitudine pe care trebuie să o avem unul față de celălalt. Dacă încercăm... Nu pot să accept dictatură parlamentară niciodată. Domnul. Cred că am avut USR-ul o ținută, domnul, foarte decentă în Comisia pentru Muncă de 3 ani de zile. Dar nu se poate ca pe subiectele cele mai importante pentru români, cu efecte, domnul, pe zeci de ani, să le treceți așa prin Parlament. Nu se poate. Și ne vom opune până la ultimele, domnule, eforturi, da, unor astfel de lucruri. Și ne vedem la plec. Explicați că însăși Parlamentul nu poate, e dictatură parlamentară. Dacă e Parlament, nu e dictatură. Da, e greu la USR, credeți-mă. Haideți, domnul, dictatura majorității. Se va termina și cu această majoritate, haideți, să știți. Domnule, haideți, domnule, să încheiem ședința, nu stimați colegi, în Parlament și atunci plenul, domnul senator. E simplu, dacă am fi avut, măcar o săptămână de dezbatere la vot, cameră, am fi vorbit de normalitate, domnul Zamfir, nu de abuz. Nu vreți să încălziți meciul plenului și să mergeți direct în sala de plen și noi să votăm? Haideți să votăm. Da. Reiau, stimați colegi, deci am parcurs tot setul de amendamente de la toate grupurile parlamentare. Nu am evitat niciun fel de discuție pe amendamente. Am avut o discuție și pe fond, am avut puncte de vedere, am prezentat fiecare poziție a grupului parlamentar, am avut o dezbatere pe această temă. Sigur, putea să fie mai vastă, dar suntem presați de timp. Pe cale de consecință, având în vedere că am parcurs toate amendamentele, vă supun la vot un raport. Domnul președinte Neagu, nu vă mai bruiați că mă intimidați. Vă supun la vot proiectul de lege privind sistemul public de pensii, respectiv el 628/2023, cu amendamente admise și amendamente respinse. Vot, vă rog. Voturi pentru, voturi împotrivă, un vot împotrivă de la domnul Poteraș, abțineri, 7 abțineri, 8 abțineri, cu 18 voturi pentru, 8 abțineri și un vot împotrivă, am adoptat un raport de admitere cu amendamente admise și amendamente respinse a proiectului de lege privind sistemul public de pensii. Domnule președinte, pe motivarea votului și procedura 2023. Vă mulțumesc că am încheiat ședința. Ne domnule președinte, vă mulțumim pentru respectul arătat cu încheierea ședinței când a fost solicitat pentru motivarea votului. E procedură și în comisie și în plen. Sunt convins că niciunul dintre parlamentari nu știe cum arată acum forma legii cu vreo 20 de amendamente adoptate din 100.
încă din 2006, sunt acum în mâinile armatei israeliene. Este partea ofensivei terestre puternice făcută de armata israeliană în ultimele săptămâni. Totodată, soldații israelieni cu tot cu tankuri sunt la doar 300 de metri de spitalul al-Shifa, sub care s-ar ascunde principala instituție a Hamas, anume bunkerul de comandă al grupării teroriste și locul unde s-ar afla chiar șeful acestei grupări teroriste, Yahya Sinwar. Cel mai probabil el se ascunde în acest bunker de sub spitalul al-Shifa, dar în paralel armata israeliană se gândește și la pacienții care sunt în acea clinică și la miile de oameni care și-au luat refugiu acolo, pentru că în această după-amiază armata a anunțat că este gata să trimită 37 de incubatoare pentru bebelușii din spitalul al-Shifa. Deocamdată nu știm dacă Hamas va permite medicilor să primească acest ajutor pe care chiar și medicii de acolo și-l doresc. Da, Alin, mulțumim tare mult, și asta după ce combustibilul pe care l-au dus ieri nu a fost până la urmă primit de medici, pentru că i-au blocat cei din Hamas. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, în acest moment, după toate bombardamentele care au fost în fâșia Gaza, după intervenția armatei israeliene, au reușit până la urmă israelienii să aibă până la urmă în mână puterea din Gaza. Sediile Parlamentului, Guvernul și Cartierul General al Poliției, însă sediul central, sediul de control al Hamas, care este sub cel mai mare spital din Gaza, urmează cel mai probabil să fie cucerit. Practic au pus mâna israelienii pe puterea politică, a rămas